Niciodată. Când aveți programul? Da, deci ca să știți și dumneavoastră, este lunea între 15:30-16 și vinerea între 9:30 și 10. Vă încurcă vizitele? Nu mă încurcă cu nimic. Este decizia procurorului. Când dacă este util anchetei... Când v-a schimbat domiciliul? Cum adică când ne-a schimbat domiciliul? Înțeleg că dumneavoastră aveați domiciliul pe județul Olt și acum... Și acum vreo 3 luni, 4 luni, cred. Este prima vizită a dumneavoastră la poliție? Da, este prima vizită. Și cum vedeți aceste vizite săptămânale? Asta e procedura penală, o respectăm. Ce părere aveți de tot scandalul ăsta politic pe care l-a pornit dosarul dumneavoastră? Din punctul meu de vedere, este o procedură judiciară. Procurorul urmează, eu aștept în continuare să trimită dosarul în instanță. Nu. În instanță formulăm și apărări. Deocamdată, procurorul formulează acuzații. Nu aveți voie să luați legătura cu domnul Ponta. Da, este o interdicție impusă de domnul procuror. Domnul Ponta a trebuit să-și dea demisia în situația actuală? Eu nu fac comentarii politice, dar dacă mă întrebați pe mine, având în vedere că nu a făcut absolut nimic ilegal. Danjova, declarații după prima vizită pe care a făcut-o la IPJ Ilfov. Vă reamintesc că senatorul Șova este pus sub control judiciar și trebuie să facă mai multe vizite la poliție pentru a demonstra că respectă acest control judiciar. Înțeleg că va merge de două ori pe săptămână să se întâlnească cu polițiștii. Procurorii au luat această decizie vineri, vinerea trecută, în condițiile în care au fost cereri în Senatul României pentru reținerea și arestarea lui Dan Șova, care s-au lovit de refuzul senatorii. Adresele oficiale ale Baroului București, care confirmă că nu a fost, nu avem ce să facem. Dar de ce este considerată această colaborare între cele două firme ca fiind... Conlucrarea profesională între două entități, că sunt societăți civile, cabinete individuale, este reglementată de legea avocaturilor începând cu 1995 și sunt uzuale, așa cum au fost și la Șova și Asociații, mult mai multe conlucrări profesionale n-au fost numai pe domnul. Se vorbește de evaziune fiscală, practic acele sume... Nu comentăm dosarul. Acele sume pe care le-ați dat domnului... Nu comentăm dosarul. Da. Nu e voie, e interzis de lege. Atunci pentru ce l-ați plătit pe domnul Ponta? Nu comentăm dosarul, m-a spus, este interzis de lege. Colaborarea niște... este interzisă de lege, comentarea dosarului. Procurorii au găsit niște procese verbale este interzis false. De lege să comentez dosarul. Nu vrea să comenteze dosarul, Dan Șova, e și normal acest lucru.